Bună ziua, dragilor, și bine ați venit la episodul numărul 2 din sezonul 6, alături de Lucian. Vă invit cu drag să urmăriți acest episod din cariera cu Doncaster. Astăzi o să avem un meci de calificare cu România în grupă. Mai exact, România o va întâlni pe Ucraina. Noi avem 10 puncte. Iar Ucraina e sub noi cu 8 puncte și primele două echipe merg mai departe. Belgia are 20, e lider detașat. Ce-i drept că aici tot am simulat, dar acum vreau să joc acest meci pentru a avea locul 2 asigurat. Ia uite ce frumoși sunt. N-ai treabă, la costum, aranjați, tot. Ok, hai să începem, băieți. Hai să-i luăm tare pe ucraineni. Drăgușin, ai plecat pe fentă. L-am scăpat. Și gol, mă. Ce l-am scăpat acolo. Drăgușin a plecat în față și a rămas atacantul liber. Păcat. Ne-a dat gol la prima fază. Practic am început de la 1-0. A, nu ne lăsăm noi așa. O să încercăm să-i batem. Va fi un meci mai frumos și mai tensionat, așa. Frumos, hai Rațiu cu pasă. La Hagi, frumos, pleacă Hagi, pleacă Hagi. Cu viteza lui. Șut! Bară, măi, ce ratare, mă, ce frumos a fost faza asta. Păcat de ea. Era bine dacă egalam. Acum o recuperare frumoasă și Coman, pasăm la Moruțan. Șut, Moruțane! Ah, n-a fost să treacă, să meargă, să fie pe colț. Bun. Hai, Anis. Pasă lui. Nu e offside și scăpăm. O întoarcem ce frumos. Șut! Băi, ce noroc au. Numai un adversar am dat. Și gata, primă repriză. Mamă, dar ce repriză s-a terminat. Mă gândeam că poate mai ține puțin. Hai, mă, băieți, mă, să recuperăm aici frumos. Ce ai făcut, mă, nene? Ce ai făcut, mă, nene, mă? Cine asta? Bravo, mă, a făcut penalti. 2-0. Hai, Rațiu, te-ai dus. Și scapă iarăși. Mamă, ce ocazie bună și-au creat. Da, asta a fost, șefilor. 2-0. Începem cu stângul acest episod. Ia uite ce frumos se bucă ucrainenii. Interesant. Bun, hai să ne uităm puțin la clasament, să vedem un pic cum mai stăm în campionat. După primele 4 etape, avem 5 puncte. Avem o victorie, 2 egaluri și o înfrângere. Suntem pe locul 9. Liverpool are și el lângă noi, Manchester United. Și ei au început mai slab ca noi. Iar Manchester City au început lansat 4 victorii. Ce gol averajul? 13-3. Ok, hai să ne vedem etapa asta. Poate reușim să scoatem 3 puncte, că să nu ne distanțăm de primele locuri. Deja ne-am dus în jos. Jucăm acasă cu Southampton. Aici vom alinea primul 11, fără nicio problemă. Hai, băieții! Să începem cu un pressing agresiv, e foarte important. Să nu îi lăsăm să intre la noi în care. Băi, băiatul, e incredibil. L-am scăpat. Nu pot să-mi dau seama cum s-a dus așa, lansat. Și mi-a dat gol. Iarăși mă încep cu 1-0. Mă chinui după aia să egaleze. Foarte frumos, ce să mai...
O dată frumos, cu dreptul la colțul lung. Și aude ce contra șmecher au ei. Băi, dar ce aleargă jucătorul ăsta. Băi, băiatule, 2-0. Ce ne fac așa iarăși. Ce contrele tale în fundaș n-au avut deloc. Toți erau în față. Am scos noi portarul, dar n-am nicio speranță. 2-0. Hai, Moruțane. Frumoasă pasă, frumoasă pasă. Scoatem în centru și șut. Bravo, mă. Bravo. Îl ducem din diferență. 2-1. Denis Man, el e fericitul acestui gol. Bravo, mă, tati. Bravo, mă, cu noroc, primul șut în adversar. Mergea și bine șutul ăla. Simt dacă trecea. Și cu noroc s-a respins tot la acolo. Darius Ulalu cred că e acolo. Aici primul șut am șutat, dar dacă trecea era gol. Și a revenit cu noroc tot la el. Bravo, mă. Bravo, mă, băi, Taniul tata. Bă, ce șut bun a prins. Bravo, Ianis. Hai, vino la scurt aici. Șut. Ma, a ieșit. Puțin a lipsit, puțin a lipsit, mă, comane. Am fost o poartă, ce incredibil, ce aproape a fost. Ianis, cu stângul tău bun. Ce, cam departe. Hai, cu recuperare aici. Bravo, bravo, nu e fault. Pasăm. Și scăpăm acum, scăpăm, șut. Și gol, bravo. Este bă, tată, bă. 3-2, revenit spectaculos. După ce am fost condus cu 2-0. Bravo, mă, șef, mă. O, cine e acolo? Hagi. Ianis, stângul tău, magnific. O să facem o mică pauză, să facem câteva schimbări. Bun, Coman, nu prea m-a încântat meciul ăsta deloc. O să dăm o șansă lui Munteanu să joace. Moruțan, nici el, cam absent a fost. Tavi. Man, a mișcat ceva. Hagi, Olaru foarte bine au jucat. Rațiu e puțin obosit. Ia să vedem, avem un pic să băgăm în bandă. Îl putem un pic pe Dragu, să-l băgăm în locul lui. Îl băgăm puțin pe Dragu. Și cam asta vor fi schimbările. Băi, nu vreau să iau gol acum. Ai, ce mi-o dat-o, mă, tate, mă, ce am greșit, mă, acolo la mijloc și am scăpat. Ah, și am zis că iau cele 3 puncte. Deși mai e puțin, poate am mai reușit să mai fac o fază. N-am, trai, a venit jucătorul singur acolo, n-avea ce să fac. Hai să încercăm cu jucătorii ăștia odihniți, poate reușim o fază frumoasă. Haide, Tavi, tata, dăm drumul la viteza ta. Șut și gol! Bravo, mă, tati, bă! Bravo! Incredibil! Ce meci spectaculos! 4-3! Goluri frumoase! Luis Munteanu a venit cu golul! Bravo, mă, Luis! Sper să fie golul cele care ne vor aduce cele 3 puncte. Ce stâng a prins, scuze-mă, ce drept a prins acolo frumos! Nu pot să cred, mă, ce gol îmi iau, mă, nu pot să cred, de minutul 90.
Băi, băiatule, nu pot să mă apăr, nu știu ce e cu mine astăzi. Ce gol mi-am luat pe mijlocul porții, gol de portar ăsta. Ștefane. Haide, Tavi. Ai, cu pasta aia, Tavi. Băi, ce s-a învârtit după el acolo, n-a trecut pasta aia să ajungă la Luis. Păcat, păcat că am venit în două rânduri, de la 2-0 și de la 3-2 și ne-am văzut egalați. Chiar imediat după ce reușim să preluăm conducerea. Oricum, un meci frumos cu 4 goluri. Ok, am uitat să vă prezint grupa de Europa League. Am căzut în grupă cu Shakhtar Donetsk, Twente și Helsinki. E o grupă relativ accesibilă, eu zic. Ne putem califica mai departe. Ok, hai să debutăm cu dreptul în Europa League. Jucăm și acasă, deci meciul acesta neapărat. Vreau o victorie. Vreau să debutăm cu dreptul și să facem cât mai puține gafe în apărare. Meciul trecut, 4 goluri luate. Atacul a mers bine, nu pot să mă plâng. Dar păcat de cele 4 goluri încasate. Ha mă băieți, mă. Ia ce fac ăștia. Ia ce fac ăștia. Bravo mă Ștefan. Bravo ce te-ai aruncat acolo ca un leopard și ai scos-o. Bravo. Hai mă cu recuperare. Hai mă băieți, mă. Nu, bravo, bravo Ștefan, ce paradă frumoasă. Și o recuperăm acum. Recuperăm acum o fază foarte frumoasă, încercăm să scăpăm singur cu portarul. Și acum, bravo tati, ce fază frumoasă. Mamă, ce frumos am plimbat-o aici, până ne-a ieșit acolo în gura porții să-l dăm golul. Bravo, Florinel. Ce fază frumoasă. Lucrată ca la antrenament. Toate pasele au mers perfect. Și bravo, bă, tati! Bravo, 2 la 0. Frumos. Două șuturi, două goluri. Procentaj de 100%. Foarte frumos. Au o contră, băieții. Frumoasă, frumoasă fază. Wow, ce am scăpat. Păcat că n-aș fi să gestionez această fază. Ce bine, cine e că nu-mi dau seama ca jucător. Nici nu prea îi cunosc. Ce-i drept? Pe cei de la Shakhtar. Oricum, am scăpat. E mai plăcut să ai 2-0 decât 2-1. Hai, Olaru. Frumos, frumos. Șutul lui Coman. Bravo, dragule. Frumos șut. Ah, greu s-a mișcat, greu s-a mișcat acolo. Până să șuteze, a intrat ăla. Oricum, felicitări, băieți. O victorie frumoasă în Europa League. Bă, au venit scouteri. Cred că am să-i trimit în România. Ia să vedem. Mi-a mai adus ceva jucători cu potențial? 15 ani. Nu prea mă încântă. Reject. Diego Borges. Aici asta. Aici asta. Ia să vedem aici ce mai avem. Te pare interesant acest jucător. De 15 ani. Da, să-l luăm, să-l vindem, să facem un bănuț. Lasă-l. Asta nu ne complicăm. Asta la fel.
Oh, uite aici, Jesus, Ortiz, uite ce vedeta aici la 15 ani. Pe ce post joacă? Nu zice. Are potențial între 65 și 91, o overall de 50-70. Ah, e un jucător interesant asta. Și ce mai face Mexic? Perfect. Așa. Cam asta e. Ce merge cu tot de un meci încărcat. Să vedem cum stăm, mai că stăm în campionat mai jos. 6 puncte. Băi, titlul va fi imposibil. Pentru că din ce văd, Manchester City, sezonul ăsta e top. Deci tot a făcut egal cu Helsinki, suntem pe primul loc. Era de așteptat. Eu să văd puțin grupele. Să pornim de la prima grupă. Napoli, Zurich. Mai sunt ceva echipe românești? Chiar că asta sunt curios. Așa este la Rapid Viena, cred că e, da. Nici o echipă românească aici. Ia să vedem în Conference League. Avem pe CFR Cluj, care la bătaie primul meci. Dele Hajduk Split. Uite, avem și pe Faro. Și ei au luat-o cocoașa. Deci două echipe ar fi. Iar în Liga Campionilor avem ceva? Aici nu am uitat. Să eram curios, mă gândeam că nu o avem, dar totuși am zis să trag o privire. Păi, e FCSB aici. Ia uite-i. Au luat bătaie de la Juventus. Acasă cu 3 la 1. Da, avem și o echipă acolo. Foarte frumos. Ok, hai să abordăm meciul cu Tottenham. Da, eu, de ce de suporteri au cei de la Tottenham. Ce stadion frumos. Frumoasă prezentarea. Asta îmi place că tot vin cei care fac acest joc, vin cu lucruri noi, din ce în ce mai frumoase. Mă, ce șut! Mi-au luat tare. Nu așteptam să ne ia tare aici, chiar așa, din minutul 4. Mamă, ce trece! Mamă, ce apărat! Ce apărat acolo, Ștefan! Foarte frumos! Ne-a salvat! Ne-a salvat și atât! Băi, băiatule! Ne-a salvat atunci, dar aici n-am mai avut ce să ne fac. A șutat bine. Și șutăm! Au, ce combinație acolo frumoasă! Și ce a apărat portarul. Frumos șutul lui Frenian. Hai, vino dragule, cel scurt. Au! Ce aproape a fost! Și șutăm! Și ce respingere acolo, în corner. Puțin mi-a lipsit acolo. Dacă respingea în față, eram acolo cu... încerca la scurt, dar n-am reușit. Nu cred că era în offside acolo. Deci... Nu, mă, nu pe contră, mă! Păcat. Păcat, n-am avut ce-i face aici. A scăpat pe contră, ne-am chinuit acolo, am stat în față. Să egalăm și... Ne-a prins pe contră. Păcat. Ce, nu știu, jucătorul ăla stătea la pas acolo și dintr-o dată a dispărut. Mamă, ce aproape a fost asta!
Hai mă cu golul, mă. Nu vrea, mă, să intre. Nu vrea, că nu vrea, nu vrea. Ce a făcut ăla? S-a împiedicat el. S-a terminat. Nu le-a vrut să mai ele. Mai ele și ultima fază să șuteze la poartă. Da, luăm bătaie. Și încet, încet ne îndepărtăm spre subsolul clasamentului. Tot a plecat de la greșeala de la corner de acolo. Va fi greu să... Nu știu dacă mai reușim să egalăm, dacă măcar să mai dăm un gol. E și soarele ăsta ciudat, mă, tot deranjant așa. Ce mă face? No, suntem la pământ. N-am mai ce să mai gafăm peste gafi. Gafi peste gafi. Cine atacă, băieți ăștia? Ne-am demoralizat după golul ăsta. Eram acolo pe ei călare. După golul de 2-0 s-a cam desumflat. Ne-au desumflat cei de la Tottenham. Hai, Denis. Ce repede mi-a luat-o, nici nu mai apucat să mai șutez acolo. Au venit puternic din spate. Ce, nu știu, jucătorul ăla stătea la pas acolo și într-o dată a dispărut. Mamă, ce aproape a fost asta! Hai mă cu golul, mă. Nu vrea, mă, să intre. Nu vrea, că nu vrea, nu vrea. Ce poți să faci? Hai mă, las-o așa, mă. Ce-a făcut ăla? S-a împiedicat el. S-a terminat. Nu le-a vrut să mai ele. Mai ele și ultima fază să șuteze la poartă. Da, luăm bătaie. Și... încet, încet ne îndepărtăm spre subsolul clasamentului. Nu o șută pe poartă. Nu o șută să nu dau un gol. Da, slab, meciul ăsta slăbuț. N-a fost să-i fie, n-a intrat nimic. Jucăm în Carabao Cup. Ok, acest meci din Carabao Cup îl vom simula, doar că vreau puțin să modific puțin echipa. Să-l băgăm pe Luis Munteanu. Și ne impunem în Carabao Cup, scor 2-0. Prin golurile lui Moruțan
și Munteanu. Ok, hai să încercăm acest meci să vedem ce reușim să facem cu Burnley. Deși aș vrea să fac 9 puncte, vă zic sincer, trebuie neapărat să iau cele 3 puncte. Vreau cele 3 puncte în acest meci. Hai băieți, cu recuperare aici. Bravo, drăgușin. Și mi-a dat golul ăsta din lovitură liberă. Nici nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Și mi-l-a băgat. Tuina. Frumos. Ce să mai... Frumos, mă. Bravo, mă, bravo, frumos șut. Frumos șut. Păcat că nu mi-a ieșit faza să fie și gol până la final. Bravo, mă, dai gol, mă, acolo, ce faci? Păi, cu porta goală, n-a vrut să dea gol, mă, incredibil. Frumos joacă, ce să mai... Bravo, portar, bravo, Ștefane! Bravo, mă, bravo, mă, bravo, mă, 1 la 1. Greu tare, greu, greu. Dar reușim până la final să, într-un final să egalăm. Ce greu e. Măruțan aici cu câteva driblingurile lui. Hai, a obosit, ce să-i fac? Șut și 2 la 1, bravo, frumos! Bravo, bă, băieți, bă! Bă, ce frumos a fost aici! Combinația perfectă! S-a întors bine acolo, Florinel. Hai să facem câteva schimbări și la noi. 73-74, Moruțan. Și Man, vreau să-i dau un pic să joace puțin în dreapta acolo și Ilie. Iar Băluță să-l bag un pic în locul lui Marin. Nu mă, nu mă, ce m-a combinat, incredibil, incredibil, ce a combinat acolo ăsta, în continuu, n-am putut să-i fac nimic, efectiv. Ce trebuie, ce să mai, mă, ce să mai, m-a jucat extraordinar de bine. Du-te, mă, acolo, mă. Și gol, bă, tati, bă, nu se poate așa ceva. Incredibil, incredibil ce ratare. Dă-mă pasta aia, mă, incredibil, mă, incredibil, mă, incredibil cum pierdem puncte, pierdem puncte la greu. Da, ce să mai, asta este. 2-2. Ok, dragilor, pentru acest episod cam asta a fost. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și în viitoarele episoade. Numai bine!